Cu George, afacerea ta va pune mai ușor banii în mișcare. O emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent. Pentru un business inteligent. Salutare, bine ați venit la Banii Mișcare. Continuăm discuția despre sectorul procesării de carne cu experți antreprenori de succes în domeniu. Astăzi, invitatul meu este domnul Radu Timiș, președintele Asociației Cărnii din România. Bine ați venit la Banii Mișcare, domnule Timiș. Bine v-am găsit, domnul Guda, și mulțumesc de invitație. Cu mare drag, aveți o experiență pe de-o parte în business de peste 30 de ani în acest domeniu și ca președinte al Asociației Române a Cărnii, vedeți imaginea pe ansamblu. Aș vrea să vă întreb despre materia primă, dacă este suficientă cea din producția internă, care sunt provocările și apoi capacitatea de procesare. Sunt abatoare suficiente în România pentru a procesa tot necesarul de materie primă? Din păcate nu să vin cu lucruri noi pe care nu le știți și dumneavoastră. Cred că luna asta deja se importă 80-85%, chiar 90% carnea este adusă din principalele țări europene. Din păcate pesta a decimat foarte multe efective și sigur că da, nu avem nici efectivele, dar nici capacitățile noastre de tranșare nu sunt suficiente sau dacă ar fi suficiente la ora asta, nu au productivitate, ceea ce înseamnă că ar trebui ca și strategie să companii mari să vină cu 1-2 abatoare care să poată să fie suficient de eficiente încât prețul de tranșare să fie un preț comparativ cu prețul european. Ținând cont că noi avem și dezavantajul că marea majoritate a cărnii vine din Europa, care mai vine cu o presiune de cel puțin 20 de cenți pe kilogram transportul. Deci asta ca competitivitate preț, a spus despre pesta porcină și o să vă întreb și despre aceasta, dar ca strategie națională, pentru că se tot vorbește și trebuie la un moment dat să depășim, să vină cineva de la guvern cu o viziune care să stimuleze producția internă. Am înțeles dintr-o discuție precedentă cu un expert în zona de retail, pe segmentul de maternități, de suine, de exemplu, stăm foarte, foarte prost. Chiar așa nu se pot dezvolta programe care să stimuleze prin accesul la capital, la tehnologie, granturi din partea statului? Ați avut discuții, sunt convins că ați încercat să... Bani nu ar fi o problemă, granturi nu ar fi o problemă. Problema este că nu se rezolvă încă pesta porcină. Este astăzi un proiect de lege încât porcul să nu mai existe decât în gospodăriile populației și nu mai mult decât autoconsum. Adică ei nu au voie să-l mai scoată din curte, să-l vândă mai departe. Ceea ce sigur că da, propagă mai departe pesta porcină. Sigur, până la alegeri nu se poate face nimic, asta ar fi ceva care ar da peste cap multe date, dar presupun că după alegeri noul guvern va lua măsurile astfel încât să nu fie debalansată această cerere cu oferta de carne de porc de România. Este inadmisibil, până la aproape de 800, un miliard de euro se importă carne de porc. Și lucrul ăsta, sigur că da, afectează și marele lanțuri de supermarketuri și pe noi procesatorii, dar sigur că da, în primul rând, consumatorul care plătește o carne mai mult decât ceea ce plătește europeanul. Este inadmisibil ca carnea la noi sau produsele de multe ori să fie mai scumpe decât în Europa. Exact, deci interesul este pentru toți și ca economie pe ansamblu și consumatori. Pesta porcină, domnule Timiș, au fost măsurile bune pentru eradicare? Cum vedeți și ce ar trebui făcut în viitor? Nu trebuie să reinventăm roata, vedem ce au făcut celelalte state europene, au terminat cu creșterea porcului în micile ferme și controlează absolut fiecare mișcare a fiecare animal, astfel încât ANSV-ul să aibă sub control acest lucru de care poate să contamineze zone mari. De asemenea, la noi este o mare problemă cu fermele mici și mijlocii, care de obicei întreaga cantitate
pleacă în zona neagră. Deci nu avem control nici asupra fiscalității business-ului. Deci în momentul în care ar rămâne porcul numai în gospodăria populației, lucrul acesta s-a rezolvat și ar dispărea și peste porcină. O altă problemă, sigur că da, este zona cu porcii mistreți. Dar și aici, dacă există voință și vânătorii înțeleg și ei că poate să lase mai ușor cu împușcatul și satisfacția lor personală, n-ar mai exista atâtea focare de peste porcină. Foarte, foarte interesant. Cred că ați atins punctele cheie și sper să fie esențiale în măsurile gândite anul viitor, după alegeri sau oricând ar fi, cât de repede, pentru că e în interesul nostru al tuturor consumatorii, economie, industrie, să captăm toate aceste beneficii în România, nu din importuri. Vă mulțumesc, domnule Radu Timiș, pentru timp și discuția foarte interesantă și sper să ne reauzim în condiții mai bune pentru industrie. Da, mulțumesc și vă urez o zi frumoasă. Cel mai bine, sărbători fericite. Dragilor, a fost o săptămână interesantă. Sper că v-a ajutat să înțelegeți perspectivele industriei de procesare carne. Țineți aproape. Săptămâna viitoare ne bucurăm de sărbătorile de Crăciun cu episoade interesante despre educația financiară a copiilor. Nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în Mișcare, o emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent pentru un business inteligent.